ISU Timiș, alături de SECE Aquatim SA, a organizat simpozionul științific dedicat zilei protecției civile din România. Temele prezentate de invitați în acest an au fost empatia, o necesitate în asistență medicală de urgență, Dumnezeu și protecția civilă, capacități de pregătire și antrenament pentru pompieri, o dezvoltare instituțională permanentă, misiuni internaționale de prepoziționare, capacitatea de autoreglare a creierului, o abordare psihologică și sociologică, măsuri și reglementări specifice în domeniul securității la incendiu, optimizarea managementului situațiilor de urgență prin integrarea dezvoltării instituționale, pregătirii și digitalizării, preocupări privind securitatea populației determinate de schimbări climatice și de altă natură, necesitatea unui sistem de urgență integrat în care protecția civilă are un rol determinant, planurile de siguranță a apei, instrument de planificare a siguranței aprovizionării cu apă a localităților pe baza scorurilor de risc și evaluarea toxicității substanțelor periculoase, incertitudini și vulnerabilități în determinarea zonelor de impact, studiu de caz clorul, noutățile din domeniul științei și tehnologiei s-au îmbinat cu elementele de tradiție și reglementările normative în domeniul protecției civile.